plaja. Începe... Ei, te-ai băgat într-o aventură. Să înnoți pe mare pe o asemenea furtună e foarte riscant. Cum crezi că o vei scoate la capăt? Bună idee! Să încercăm să facem ceva din resturile bărcii. Două bețe încrucișate. Ar trebui să le fixezi între ele. Această caracatiță curajoasă este mulțumită că i-a încredințat o misiune atât de importantă. Cred că știu ce vrei să construiești. Un zmeu adevărat! Zmeul este gata. Acum e timpul să te gândești și la altceva. Bine, și mai departe? Oh, perfect! Mai ai doar coada. Minunat! Ai construit un zmeu. Bate puțin vântul. Să sperăm însă că planul îți va reuși. Ei, wow, și ce mai simți că asta e o sticlă foarte... Ai găsit asta în sticlă pe plajă și nu știi ce este? Arată-mi-o mai aproape. Pare scrisă cu cerneală simpatică. Dacă aș avea un foc, aș încerca să o citesc. Dar puiuț nu le are cu aprinsul focul. Vrei să împrumuți cheia mea, așa? Eu și eu. Mai întâi va trebui să-mi prins câștea. Mi-e teamă să nu fugă în pădure și să nu fie mâncate de fugari sau de alte viețuitoare. Vrei să prinzi gâștele? Bine! Gâște! Găsculițele mele! Ei, bravo! Bravo! Poți împrumuta cheia! Lasă cheia în ușă! Puiuț o va închide! Trebuie să te descurci cu această sarcină! Bine! Minunat! Ai reușit! Acum chiar arată a hartă. Ei, dar este harta care ne va duce spre comoară. Uite ceva scris aici, într-o limbă ciudată. Poate Țapinson va ști să descifreze mesajul. Ei, la drum! E bine. E bine. Minunat. Încă vreo câteva salturi și vei ajunge în sat. Ura! Am învins râul. În fața noastră se află satul căpeteniei puilor. Vai de mine, ce se întâmplă aici? Să ne pregătim pentru manevră. Pământ la orizont. Probabil. Cine va câștiga casa din brânză? Cine va câștiga casa din brânză? Eu de asemenea. Pe 100 de galoane de rom ieftin. Pirații comandă. Pe 100 de galoane de rom ieftin. Pirații comandă. Să fugim de aici. Mon Dieu. Să fugim de aici. Ce? Și acum? Da, cunosc cifrul șoarecilor. Dar te voi ajuta să descifrezi inscripția de pe hartă dacă vei salva satul de atacul piraților. Da, așa voi face. Hai deodată, nu e timp de pierdut. Pirații nu vor întârzia. Succes! Ce facem? Ce facem? Aceste nuci de cocos pot fi folosite pe post de armă. Ei bine, șoareci, atac! Ura! La lupte! Au! M-a lovit! Mater... Deja! Domnul? Domnul? Au! Și ce era? Acum eu! Capitanul nu... Materot! Te rog! Au! Atac! Domnul? Au! Oh, la la! Acolo-i! Unde sunt, domnul?
Au! M-a lovit! Atac! Acolo, acum eu! Au! Vreau să scac cum eu! Cum să înțeleg? Atac! Au! Atelot! Atelot! Capitanul nu va... Domnul? Așa! Așa este! E aceeași melodie! Așa! Ei, să ne scufundăm după perle! Numai să nu uiți că trebuie să mai ieși din când în când și la suprafață ca să iei aer! Perlele sunt cât un ou de găină. Cum le vede regina Leșia? Vă rog, vă invit, îmi face plăcere să vă cunosc. Plecăciune adânci. Bine ați venit la templul zeului Cocobrânză. Vă rog să observați că totul e construit din brânză preparată din lapte de cocos. După mine este unic în univers. Chiar vrei să ajung? Cine sunt eu? Luminez pe cer, dar în realitate nu luminez. Lună? Mă tem. Ce e soare, dar înflorește pe câmp? Floarea soarelui? Mă tem. Locuiesc pe Calea Lactee. Cine crezi că sunt? Stea? Cine sunt eu? Luminez pe cer, dar în realitate nu luminez. Soare? Lună? Are două găuri. El miroase totul, dar tu nu-l poți mirosi. Priză? Câteodată aș vrea ca acesta să fie răspunsul corect, dar din păcate nu este. Suntem mici albi, locuim într-o peșteră și tocăm tot ce ne dai. Cine suntem? Iepuraș albi? Ha, ha, ha. Nu am picioare, dar merg. Nu am mâini, dar bat. Cine sunt? Șarpe? Ceas? Nu am cuvinte. Ura! Poarta e deschisă! Drumul e liber! Succes! Zeul Cocobrânză, stăpânul cocosului, a ascultat rugile tale și iată, îți dă binecuvântarea sa! Nu-ți rupe picioarele și fii atent la păianjeni! Desenul de pe perete arată ca o hartă! Harta tunelului! Merită să încercăm! Minunat! Ai observat ce se află pe fundul vulcanului? Poate nu era rece. Ura! Am învins marea de lavă! Wow.
Nu fum cred că... Aha! La revedere! Ai nimerit! La revedere! O pulbere fină! Ai nimerit! La revedere! Ai nimerit! La revedere! Ura! Drumul e liber! Bine acum. Până și Curtis ar trebui să aibă dreptul la intimitate. Din nou tu? Gata, comoara e a noastră. A noastră? Ura! Numai a noastră! Deși, nu, comoara e a piraților și trebuie dusă la casa oului singuratic. Ei bine, acum avem comoara, dar cum putem să-i găsim pe pirați? Dacă ar fi să ne luăm după capitanul Vântură Ape, pirații sunt băieți buni. Bunicule ori de soi, trezește-te pentru Dumnezeu! Luați-l voi, șoareci! Ha-ha! Te-ai prevas cu el! În curând va spune totul! Stop! Cineva a luat comoara? Ei, întoarceți-vă, patachinelor! Nu iau! Ei, și ce facem cu această comoară? Parcă avea capitanul o idee! Ah, dacă locțiitorul capitanului ar fi putut citi ce a scris acesta pe hartă... Câinele trebuie să ne aducă comoara? Oh, și noi care ne-am purtat urât cu el. Trebuie neapărat să le liberăm și să-i cerem iertare. Domnule Rexio, aș vrea să cer scuze în mod oficial în numele tuturor celor adunați aici pentru această neînțelegere cu comoara. Totodată aș dori să vă informez că vom pleca imediat să-l salvăm pe al nostru, să nu ne temem să spunem capitan iubit Vântură Ape. Și apoi vom înota direct spre casa oului singurată. Bravo! Din banii obținuți din vânzarea comorii noastre, numismaților, am hotărât să înființăm un incubator. Așa cum voia să facă și capitanul Vântură Ape. Ahoi! La revedere! Cine știe unde ne vor mai purta valurile mării? Ce? Dați un în palmier! Și iată, viteazul Rexio a recuperat comoara piraților și a ajutat la căutarea capitanului Vântură Ape, care se pierduse. Toți s-au bucurat foarte mult. Pirații l-au găsit pe capitan. Ioane! Capitane! Casalul Tureșoi, mai trăiești încă? Oh, și voi, curajoși! Oh, capitane! Capitanul și-a realizat în sfârșit visul și a dus comoara la casa oului singuratic. Găinile s-au bucurat chiar mai mult decât capitanul, deoarece pirații au plecat în not în lume și se pare că nu se vor mai întoarce foarte curând. Rexio s-a bucurat de barca nou-nouță primită cadou de la găini și că astfel a putut să se întoarcă acasă. Și Cârtița a înnebunit de bucurie pentru că, de când a fost găsită comoara, nimeni nu i-a mai deschis acoperișul în momente neașteptate. Totul s-a terminat cu bine. Dacă... Ce le-a nimerit pe găini? Cine este diabolicul Broscoi? De ce miroase urât oul cosmic? Veți afla răspunsul în următoarea poveste a aventurierului Rexio. Thank you.
Nu vine să cred. Iar tu? Mi, 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 mi.